Bun găsit, sunt astrolog Alexandra Coman și bine ai venit pe canalul meu de astrologie de pe YouTube, dacă ești în trecere sau dacă vii constant aici. Pentru noi veniți și pentru cei care mi urmăriți activitatea zi de zi, vreau să vă reamintesc că ceea ce se întâmplă pe YouTube este doar o mică parte din activitățile mele care se multiplică din ce în ce mai mult, pentru că sunt multe lucruri de făcut și multe de spus, așa încât în ultima perioadă am pornit canalul de Telegram, unde interacționez cu mare plăcere cu voi în mod direct. Deci Telegram. Apoi există Instagram, unde fac postări zilnice despre diverse subiecte astrologice și nu numai. Există bilete.ro, unde se află toate produsele pe care le-am realizat de-a lungul timpului. Aruncă o privire, pentru că acolo poți achiziționa, dacă dorești să-mi susții activitatea. Deci poți achiziționa webinarii, poți achiziționa agenda anului 2022, poți achiziționa horoscopul ultra detaliat al lunii iunie anului 2022 cu foarte, foarte multe informații specifice pentru semnul tău zodiacal. Este cel mai detaliat horoscop al lunii care poate fi făcut. Și spun asta în cunoștință de cauză pentru că este analizat absolut tot ce se poate analiza. Mai mult de atâta nu se poate, așa încât știu că este cel mai complex horoscop de pe piață. Deci, pe bilete.ro, webinarii, agenda, horoscopul ultra detaliat al lunii iunie și, bineînțeles, ultimul eveniment pe care îl voi realiza în această lună, ultimul planificat în luna aceasta, este vorba despre webinarul de solstițiu, de jumătatea anului, solstițiu de vară, în care vom învăța cum să ne reîncărcăm bateriile și cum să folosim aceste tehnici de-a lungul anului ca să fim cât mai energici. Vedeți câte lucruri fac eu? Păi de-aia le fac, pentru că cunosc tehnicile acestea și vreau să vi le împărtășesc și vouă. Bilete.ro este prietenul nostru și dacă achiziționez de acolo ceva, îmi susții activitatea. Și după ce ți-am reamintit toate aceste lucruri, hai să vedem ce se întâmplă în filmarea pe care ți-o propun și îți doresc o zi excelentă, să ai parte numai și numai de lucruri fabuloase. Pe curând! Bun găsit tuturor la un anunț important privind webinarul din această lună, webinar dedicat solstițiului de vară și tehnicilor de încărcare energetică, tehnici pe care le poți folosi oricând ai nevoie în viață de susținere fizică, susținere emoțională în acțiunile tale. Ok, suntem la capitolul anunț important. Webinarul va avea loc pe data de 19 iunie. Am ales să modific data webinarului de pe 18 pe 19 duminică. Din considerente tehnice, aici unde am studioul și biroul se renovează spațiul, este zgomot, se lucrează și sâmbăta. Așa încât vreau să fim într-o atmosferă cât mai plăcută, cât mai relaxată și mai ales liniștită. Prin urmare, webinarul se mută de sâmbătă, duminică. Dacă te-ai înscris la webinar și nu poți participa live cu noi, nu este nicio problemă pentru că toți participanții vor primi linkul privat către vizionarea webinarului. Acesta a fost anunțul, vă doresc o zi superbă tuturor și noi să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând. Bun găsit tuturor la horoscopul zilei. Se pare că pe cer se întâmplă multe lucruri interesante, mai ales pe zona care ține de comunicare, care ține de interacțiunea socială și mai ales în relația cu bărbații. Deci avem de purtat discuții importante în care fie factorul decizional este un bărbat, fie interlocutorul este un bărbat. Și hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Ești într-o formă de zile mari și capacitatea ta de a vorbi, de a alerga dintr-un colț în altul astăzi, de a te implica în mai multe proiecte, îți va aduce foarte multe reușite în ceea ce privește serviciul, finalizarea unui proiect important sau coagularea unui grup de oameni în vederea formării unei echipe extrem de eficiente.
Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. V-ați luptat pentru o sumă de bani, fie în instanță, fie cu multe telefoane, fie cu multe intervenții, fie cu mult stres. Și uite că banii aceștia vin spre voi. Iar momentul în care apar în viața voastră este mai mult decât binevenit, pentru că în acest fel fie veți cumpăra ceva ce vă durează de mult timp, fie achitați o datorie importantă. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Este o zi în care se discută mult cu cineva din străinătate sau dacă lucrezi în sistem corporate sau ai o legătură cu străinătatea într-un fel sau altul, pregătește-te pentru o zi activă în care se comunică mult, se dau multe telefoane, se schimbă e-mail-uri și agenda de îndatoriri și obligații se va umple consistent. Este o zi în care ai mână bună la cumpărături online, iar o discuție cu o femeie o să-ți clarifice următorii pași pe care ai de urmat într-o acțiune importantă. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Reintră în viața voastră o persoană cu care nu ați mai interacționat de ceva timp. S-ar putea să fie vorba de un fost iubit sau o iubită. S-ar putea să fie vorba de un prieten. S-ar putea să fie vorba de o rudă. Și este o zi un pic cam confuză, pentru că reapariția neașteptată a acestei persoane îți schimbă complet planurile, intențiile, drumul și eu îți ridic doar o întrebare, tu vei face sigur, de sigur ce dorești, merită să-ți schimbi și să renunți la liniștea câștigată acum doar pentru că cineva consideră necesar să te caute? Vezi dacă merită și dacă merită, go for it, dacă nu merită, mai gândește-te. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Astăzi leii au lipici la oameni. Interacționezi, comunici și știi ce e mai bine? Îți lărgești anturajul, îți extinzi relațiile. Socializarea este elementul cheie al acestei zile. Și dacă ești invitată sau invitat, la un moment dat, să participi la un eveniment, la o întâlnire socială, nu refuza această ocazie, pentru că ea reprezintă metoda perfectă prin care poți să-ți lărgești lista de contacte. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Cineva îți pune cuțitul în coaste, bineînțeles metaforic, și pune foarte multă presiune pe tine să iei o hotărâre legată de drumul tău, legată de casă, legată de cariera ta, legată de iubire și treaba asta te irită foarte mult pentru că ai nevoie să gândești, ai nevoie să pui totul într-un sistem, ai nevoie să îți faci o strategie. Tu nu poți funcționa spontan și autonom, tu ai nevoie de planificare. Așa încât dacă vezi că această persoană insistă foarte, foarte mult și pune presiune multă pe tine, poate ar fi cazul să fii un pic mai radical și să o pui la punct, să-i reamintești poziția pe care o ocupă. Ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. S-ar putea să câștigați un concurs. S-ar putea astăzi să aveți o reușită profesională. Ori poate faceți impresie foarte bună la un examen sau în fața unei comisii, ori într-o situație în care trebuie să prezentați o lucrare. În orice caz, tot ceea ce ține de interacțiune cu grupuri de oameni, prezentare, vorbit și comunicare, este astăzi punctul tău forte.
Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Să începem cu punctul cu minus și apoi să trecem spre plus. La voi punctul cu minus astăzi este o dramă care ține de gelozie, invidie, posesivitate și narcisism. Ori tu te dezlănțui asupra unui partener, ori un partener se dezlănțui asupra ta și aici ține numai și numai de voi cum gestionați situația. Asta e partea de minus. Dar partea cu plus este o deschidere a drumurilor tale în privința carierei. Poate apare o ofertă de lucru, poate apare o ofertă de promovare. În orice caz, cariera este pe super ascensiune. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetător. Te arunci în foarte multe proiecte pentru că ai nevoie de bani sau ai nevoie să scapi de gândurile tale. Numai că acest workaholism, da, dependență de muncă dezvoltat peste noapte, nu-ți rezolvă problema centrală care ține de o frustrare, o nemulțumire care se tot acumulează și se tot acumulează, iar faptul că tu muncești de nu mai știi de tine nu-ți rezolvă situația, ci dimpotrivă ți-o accentuează și mai mult. Așa încât ce ar fi în loc să alergi ca o muscă bezmetică sau ca o albină super steroizată, să te duci să-ți rezolvi problemele, întâi alea care îți declanșează aceste nevoi. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Te confruntai cu o problemă sau cu un blocaj și poate era vorba de bani, poate era vorba de niște bunuri materiale, poate era vorba de niște acte. Ei bine, astăzi apare ca din senin, ca miraculos, soluția la problemă prin ajutorul oferit de o femeie, prin intervenția unei femei. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. S-ar putea să vă înscrieți la niște cursuri, s-ar putea să susțineți un examen, s-ar putea să vă gândiți foarte serios la o schimbare de loc de muncă sau de carieră, pentru că simțiți că ați ajuns într-un punct mort, pentru că simțiți că ați ajuns într-o situație în care nu mai puteți continua așa ca până acum. Prin urmare, o să vă iasă lucrurile așa cum vă doriți, dar vedeți că veți depune mai mult efort decât vă imaginați. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Cineva te nedreptățește flagrant. Cineva se dezlănțuie asupra ta cu o forță incredibilă, fără să fii vinovată sau vinovat. Ți-aș recomanda, vezi care este situația, pentru că persoana care se revoltă și vine spre tine ca o furtună, s-ar putea să nu cunoască o informație extrem de importantă despre tine, să-i scape ceva din vedere. Și vei vedea, dacă înțelege, dacă îi se clarifică situația, lucrurile vor funcționa ca pe roate. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei. Să aveți parte de o zi absolut fabuloasă, iar dacă vă place ce se întâmplă pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul subscribe, să dați un like și să dați un share, pentru că cu siguranță vreți să împărtășiți aceste informații și cu cei dragi vouă. Pe curând tuturor!